Joi 22 septembrie 2016, în prezența senatorului Varujan Vosganian, președintele Uniunii Armenilor din România, a avut loc la Roman marcarea Zilei Naționale a Republicii Armenia. La manifestare au fost prezenți președinții ai filialelor armenești din Moldova și din Ardeal. Filiala de la Gherla s-a prezentat la spectacolul de la Roman cu o formație de dansuri tradiționale armenești alcătuită din tineri de etnie armeană și ebraică. Am fost invitați cu echipa noastră de dansuri armenești, pe care avem noi, la Botoșan prima dată și acum la Roman, ca să participăm la acest eveniment deosebit, Ziua Republicii Armene, pe care sărbătorim și noi, chiar dacă trăim în România. Președintele filialei Roman a Uniunii Armenilor, doctorul Emanuel Nazaretian, a salutat prezența la eveniment a conaționalilor din filialele prietene. Doctorul Emanuel Nazaretian a vorbit celor prezenți despre istoria zbuciumată a Armeniei. În primul rând, salutăm prezența domnului Varujan Vosganian, președintele Uniunii Armenilor din România. Acum câteva minute. De asemenea, avem în sală de la Botoșan, președintele organizației, Cristi Lazarovici. Activitatea noastră de astăzi, o activitate culturală, așa cum v-am obișnuit și până acum, se referă la Ziua Națională a Republicii Armenia, care o sărbătorim și la Roman. Ieri s-a sărbătorit la Botoșan, azi la Roman și tot astăzi începe la Bacău un eveniment dedicat Zilei Naționale. Ziua Națională a Armeniei se sărbătorește pe 21 septembrie. De la Roman, oaspeții s-au deplasat la Bacău, unde a avut loc același eveniment. În sala de festivități a Colegiului Petru Poni s-au aflat membrii ai comunității armene, care la această oră numără peste 50 de membri. Au fost de asemenea invitați la manifestare și elevi ai liceului Gazdă.